Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu. Bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim împreună cu prietenele mele, Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bun revenit! Mulțumesc, bucuroasă de regăsire! Și Lavinia Tec, avocat, doctor, conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara. Bun revenit! Mulțumesc, Cristina! Printre atâtea titulaturi, plonjăm în textul biblic să vedem câteva lucruri despre dialogurile pe care Mântuitorul le-a purtat cu câteva personaje. Ne învârtim în lumea femeilor. Dacă și în episodul trecut am vorbit despre două femei în dialog cu Mântuitorul, astăzi din nou vom merge înspre câteva femei ale căror nume nu le cunoaștem, dar cunoaștem contextul și experiențele. Parcă și îmi place acest anonimat. Experiența este cea care le definește identitatea în acest caz. Femeia Gârbovă este prima femeie pe care o vom lua la analizat. Ne aflăm în Evanghelia după Luca, capitolul 13. După versetul 10 ne izbim de acest personaj. Femeia Gârbovă, și mă gândeam, Cristina, că de-a dreptul mă simt datoare să spun faptul că vorbim despre femei aducând dialogurile lui Iisus cu femeile, dar niciuna dintre noi nu suntem feministe. Bună subliniere. Adică, și aici citesc pe bărbatul meu care spunea, femeia care știe locul în creație, asta ar fi o definiție a non-feminismului nostru, cred că agreem pentru asta, pentru că sigur ne vom ocupa și de alte dialoguri, dar pentru câteva întâlniri am ales să vorbim despre femei și să vorbim despre o femeie, așa cum spui, absolut anonimă, că nu are nume. Identitatea ei este definită de vulnerabilitatea ei. Era o femeie gârbovă. Ca medic am o grămadă de diagnostice în spatele ei. Poate avea spondilită anchilopoietică, poate avea Parkinson, foarte forma bradikinetică. Și mi-aduce aminte această femeie de tatăl meu, care a avut un Parkinson bradikinetic și care a umblat mulți ani de zile gârbovit. Pentru că asta îți face această maladie. Nu știm care sunt diagnosticele, dar ani de zile m-am gândit la ce? La faptul că orizontul acestei femei, care nu ridica, care probabil că era undeva la 90 de grade sau puțin mai, era extrem de limitat, vizual vorbind. Deci vedea mai mult pământul decât cerul. Vedea mai mult picioarele decât fețele oamenilor și era în sinagogă. Era prezent la ceea ce cred că făcea parte din vremea aceea. Hristos era în sinagogă, ea s-a dus în sinagogă și avea o neputință, o vulnerabilitate de durată 18 ani. Foarte probabil că era pregătită să trăiască mai departe așa. Avea toate mecanismele de coping ca să trăiască așa și se întâmplă ceva din nou extravagant, scandalos, cum știați Hristos să facă în ziua sabatului. Când n-ar fi trebuit să facă ceva după judecățile multora, Hristos îi spune, ești vindecată de neputința ta. În pasivitatea ei, eu pot să spun, vorbind de profile, că probabil că era împăcată, resemnată, își ducea viața mai departe cu gârbovirea ei. Nici nu știm câți ani avea, dar dacă era în sinagogă, nu era un copil. Da? Iar Hristos se uită și intervine la țintă și spune... Ești vindecată de neputința ta. Eu pot să mă gândesc la diagnostice, dar Hristos spune esențialul. Era o neputință, era o vulnerabilitate, era o condamnare la o anumită condiție. Nu cere ea, ci Hristos. Cum citești un avocat textul și dialogul? Mă uit la câteva detalii. Mi se spune cauza neputinței. Era stăpânită de 18 ani, îmi plac numerele lui Dumnezeu, îi plac numerele. Din Geneza vedem asta. De 18 ani era
stăpânită de un duh de neputință aflăm. Ce mi-atrage atenția aici este că imaginați-vă o clădire a unei biserici plină. Eu cred că a fost plină. Mulțimile știm că totuși umblau după el. Umblau după Iisus. Și în acea clădire plină de oameni, Iisus își îndreaptă spre privirea înspre această femeie. Sunt femei care se duc, umblă după Iisus și caută să-L atingă și îl ating, și sunt femei pe care, spre care Iisus se îndreaptă. Ei, aici, această femeie, al cărei nume nu-l știm, nu știm absolut nimic despre ea, decât că era bolnavă și apoi că este recunoscătoare și îl slăvește pe Dumnezeu. Deci, spre această femeie se îndreaptă Iisus și eu cred că cuvintele lui Iisus, de fapt, sunt răspunsul la cererea ei. Probabil că ea cerea, ea se ruga pentru dezlegare. Ea nici nu-l putea privi. Ea nici nu putea privi, ea nici nu putea vedea. A fost văzută, nu-l vedea. Pe Iisus, exact. Și atunci, Iisus, când ai crede tu că nu ești văzută, iată că Iisus te vede. Ce frumos. Și îndreaptă privirea spre tine. Însă, mai mult decât aceste cuvinte, una, două, trei, patru, cinci, șase cuvinte din acest pasaj, ar trebui să ne uităm înspre finalul pasajului. Ce s-a întâmplat în contextul vindecării acestei femei stăpânite de duhul de neputință? Pentru că vindecarea avusese loc în ziua sabatului, fruntașul sinagogii vine la Iisus și începe o dispută cu el. Cum ți-ai permis tu? Da, scandalul. Scandalul. Și Iisus aduce în discuție problema ipocriziei, de fapt. Pentru că îi face pe, pe farisei, da, fățarnicilor, i-a răspuns Domnul. Vedeți, fățărnicia aceasta, ipocrizia, sunt cuvinte pe care le găsim în text, dar de fapt conceptul este unul teologic. Este cel care stă la temelia disputei dintre Iisus Hristos și farisei și cărturari. Ipocrizia lor, fățărnicia lor, regulile pe care ele le impuneau altora, dar pe care ei nu le respectau. Poate să fie întors pe mai multe fețe acest concept al ipocriziei, care se repetă. O să vedem, da, și într-un alt episod. Când ne ocupăm de bărbați. Și când ne ocupăm de bărbați, da, când ne ocupăm de bărbați, într-un alt context care o are ca actriță principală, deși apare în plan secund, o femeie. Deci, iată că Iisus le spune aici, fățarnicilor, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Boala este o situație urgentă, care necesită intervenție imediată. Ei bine, Iisus, din nou aici, vine și, am putea să spunem, dacă l-am critica, încalcă legea mozaică. Am putea să spunem că încalcă legea mozaică, care interzicea cu repetiție. De sabat, Hristos, da, face asta cu repetiție. Da. Dar aici, de fapt, Iisus ce vrea să sublinieze? Fățărnicia, pentru că ei, cei care îl criticau, îl acuzau pe Iisus. Interesant, ei nu au apreciat vindecarea pe care Iisus a făcut-o, ci mai degrabă îl criticau, îl acuzau de încălcarea legii, dar tocmai ei făceau anumite activități în timpul sabatului. Și asta tot ce interesa pe ei. Exact. Dacă interesa pe ei, avea justificare. Dacă nu interesa pe ei, era problema și durerea altuia, putea dar să sufere amânare. Măgarul și boul erau mai presus decât bună observație. Definiția pe care i-o dă Hristos. De și care femeia. Hristos, apropo de, spuneam, de anonimatul ei, dar Hristos o scoate din anonimat pentru că spune așa, este fiica lui Avram. Are o identitate, pe de altă parte este ținută de Satana în această neputință. Nu intrăm în alte
subterane, apropo de legătura dintre păcat și boală și cât este de vină satana, despre neputințele noastre, dar Hristos face această afirmație și le spune: eu am văzut-o, ea nici nu mă vede că e gârbovă, eu am văzut-o, eu știu că este sabat, dar ea este o fiică lui Avram pe care socotesc că trebuie să fie dezlegată de neputința ei, și o fiică lui Avram e mai presus decât un bou și un măgar de care voi aveți grijă în ziua sabatului. Eu cu șegănicie mi-aduc aminte pe vremea când făceam medicină eroică, adică urgență sâmbătă și duminica, știți cine venea la cabinet duminica? Pocăiții. Și eu obișnuiam să zic: frate, ți-o picat bou în fântână? Adică Hristos vine și punctează identitatea acestei femei, nevoia ei de dezlegare, nevoia ei de afirmare și de iubire, și o face cu scandal. Nu-i prima dată când este scandal legat de ce face Hristos. Ca ai zice că face un purpose, deci tocmai de aia face în sabat. Și în urma discursului lui, ce putere de persoasiune avea Iisus, la sfârșitul capitolului aflăm că toți potrivnicii au rămas rușinați. Când rămâi rușinat? Când se dă pe față. Ce? Disimularea. Interesantă, bună observație, că au rămas rușinați. Au rămas rușinați. Ce discurs? Interesant, întotdeauna mi s-a părut frapant faptul că acești oameni socoteau muncă scoaterea unui demon, o lucrare, pentru că lor le era interzis să-și muncească pământul, trebuiau să se odihnească, să se ducă în casa lui Dumnezeu, să celebreze într-un anumit fel. E bine, dezlegarea în sensul acesta, Iisus nu spune că e muncă, e o dezlegare care trebuie să se întâmple într-o zi ca aceasta de celebrare. Este o poziție aceasta materialist și lumea spirituală și lumea materială. Ei, de fapt, le confundau sau mai degrabă, da, nici nu știau exact, sau putea să spune că la cât de bine pregătiți era, știau. Ceea ce făceau aici era de fapt o capcană, pentru că trebuie să înțelegem că toate vindecările consemnate în Biblie au intrat în dosarul de acuzare al Mântuitorului. Pe baza acestor vindecări, între alte motive de acuzare, Iisus a fost condamnat. Deci a fost o capcană, dar în același timp, iată ipocrizia. Ce te preocupă de fapt pe tine, fariseule? Lucrurile cerești sau lucrurile pământești? La vine să lăsăm pentru capitolul cu fariseii și cărturarii, pe care... Da, aici spune fățarii... Noi putem exclude din această discuție. Nu putem să excludem, dar vedeți, este o audiență duală. Erau fariseii și cărturarii care asistau și care intră în categoria potrivnicilor și a celor care îl acuză pe Hristos, și au rămas rușinați. Dar norodul se bucura. De minuni. Deci audiența era împărțită. Oricum erau oameni care se uitau la ceea ce face, și când o să mai vedem alte vindecări pe care le-a făcut Hristos, care era disputa între vindecați, când era vorba de un anume orb, mi-aduc aminte că pur și simplu el i-a atacat pe farisei și cărturași, a zis: eu n-a știu, că n-am văzut și acum văd, sau cumva vreți să vă faceți și voi ucenicii lui, de sunteți atât de interesați. Vine cu ironie și cu un pic de cinism. O parte din audiență clar că s-a bucurat de ce a văzut. Iar acea audiență vom vedea la sfârșit, da, când vom discuta despre proces, a trecut de cealaltă parte. Manipularea maselor, cum acea mulțime, acele mulțimi care s-au bucurat de minuni, l-au aclamat, l-au urmat pe învățător, l-au adorat, l-au slăvit, ajung să schimbe tabăra. Ceea ce e universal. E altă discuție. Eu propun să ne mutăm înspre un alt episod, nu știu dacă ați epuizat tot, dar aș vrea să mergem tot într-un episod în care
farisei, bătrânii, cei care au întins o capcană lui Iisus, au rămas rușinați. La fel au rămas rușinați și n-au avut nicio replică. Nu e singura, sunt mai multe episoade în care au rămas pur și simplu consternați, fără nicio replică, fără discurs. Dar în acest caz, este vorba, deși este vorba despre o femeie din nou anonimă, prinsă în preacurvie, ea nu spune foarte multe lucruri, dar în spatele poveștii ei sunt câteva... Sunt câteva, da, elemente importante. Mergem înspre... În Ioan sunteți? Da. În Ioan 8. Bun, da. În Ioan 8. Bun, aici avem o femeie adusă conform literei legii supusă. Interesant, au prins-o chiar în timp ce săvârșea preacurvia. Preacurvia nu se săvârșește singură. Dar doar ea este adusă, deși legea lui Moise susține altceva. Din nou ne izbim de ipocrizie. De ipocrizie și ne izbim de realitatea vremurilor, pentru că citind din nou acest capitol, mă gândeam, oare o să se învrednicească cineva să facă un film sau de ce să nu facă o piesă de teatru în care să pună, sau poate generația de tineri la care mă uit eu și care au atâtea talente să reușească să aducă într-un limbaj pe care să-l înțelegem mai bine toată drama și toată profunzimea acestei situații. Filipienii, la un moment dat, avea un comentariu și vorbea despre faptul, din nou, când o să vorbim de farisei și cărturari, că era deja amintit mult. Era un fel de capcană, pentru că dreptul roman și dreptul mozaic se intersecta și nu erau de acord cu ce să facem în această situație. Și farisei și cărturarii, inclusiv plasa asta i-a întins-o lui Hristos, să vadă ce o să facă cu ea. Era un flagrant, nu? Dar femeia probabil că se culcase cu un bărbat, filipienii, care era un îndrăsneț când scria și este și acum, spunea, dacă cumva era un fariseu sau un cărturar, nu știm cine era partenerul ei de sex, da? Iar o aduc și este o dispută plină de greutate. Cum aștepta această femeie verdictul lapidării? Că eu cred că... Se aștepta să moară, categoric. Se aștepta să moară. Prima parte a discursului lui Iisus a fost, s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Cum comentăm acest mesaj? Din câte m-am documentat, scrisul pe pământ sau scrierea pe pământ era un obicei al locului, al vremii, deci nu era nimic neobișnuit, însă ar putea să fie un răspuns acesta că Iisus n-a vrut să cadă în capcana conflictului dintre dreptul, aplicarea dreptului roman și aplicarea dreptului iudaic, pentru că ar fi putut fi acuzat de neloialitate față de unul dintre sistemele de drept. Dar pentru că problema era, mai degrabă cred că pentru că problema era atât de delicată, Iisus alege să răspundă în această manieră. Acum, sigur, curiozitatea aceasta va rămâne pentru noi. Depinde de ipostaze. Putem să fim actori în acest episod și să ne imaginăm. Putem să fim următorii actori. Să fim acuzatorii, să fim acuzata, da? Să fim cei care stau pe margine și privesc, un simplu privitor. Dar ce a scris Iisus pe pământ este un mister care rămâne nedezlegat. Au încercat unii să-l dezlege. Spre exemplu, un comentator spunea că este posibil ca Iisus să fi scris o listă a păcatelor. Și acolo să fi menționat și ipocrizia. Și din nou, aceștia să se rușineze. De aceea, el mai departe, după ce face acest gest și anume scrie, vorbește, rostește întrebarea. Și asta este o întrebare care se adresează până la urmă, așa trebuie să o luăm, se adresează fiecăruia, este o întrebare personală pe care o trebuie să o personalizăm, da? Cine dintre voi este fără de păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Nu este, aici nu apare semnul întrebării. E o afirmație. E o afirmație.
dar, cu valoare de judecată. Da, dar cu valoare interrogativă, pentru că cine este fără de păcat? Oare tu ești fără de păcat? Oare tu ești fără de păcat astfel încât să judeci? Pentru că aici este legătura aceasta dintre păcatul din viața mea și judecata pe care o emit eu față de, așa zisul, păcat al celuilalt. Știi ce e interesant aici? De obicei oamenii justifică păcatele, găsește circumstanțe atenuante, le maschează. Și în situația aceasta ar fi putut să fie măcar unul în toată mulțimea suficient de ipocrit ca să își justifice și să ia piatra. Dar nu a rezistat, pentru că era Hristos impecabil. Din nou, impunea ceva. Prezența și persoasiunea, autoritatea până la urmă, autoritatea în fața căreia te retragi, te faci mic, taci. Timpul acela cu scrierea, dacă mai cercetăm, poate că aflăm ce-o fi scris Hristos, pentru că, apropo de cultură, asta mi-a dus aminte de ce a făcut Arhimede când au venit soldați și i-au spus, nu-mi distrugeți cercurile, deci el desena cercuri până când s-a pomenit cu săgeata. Deci erau, să spunem, un fel de practică și e clar că a fost ceva care a durat. A luat ceva timp până și poate că o fi scris păcatele și poate că s-or fi zgâit cărturoarele și fariseii la ce a scris Hristos sau foarte probabil prezența lui, autoritatea lui care emana ce? Iubire și compasiune pentru femeie prinsă în prea curvie și invitație la cercetare pentru judecătorii ei că poate și filipianței cu ipoteza lui, dacă era cumva un cărturar sau un fariseu, nu știm. Dar e clar că ei s-au cercetat și au plecat lași, unul câte unul. N-au stat la dialog, n-au stat să apere sau să acuze, ci au plecat cu lașitate, unul câte unul, și a fi durat ceva vreme. Și oare nu înseamnă asta că răspunsul lui Iisus sau ceea ce a scris Iisus pe, pe pământ era de fapt un răspuns adresat lor mai degrabă decât pentru femeie? Pentru că discuția cu femeia o are când? După ce au plecat. Este intimitatea aceea și aici poate să ne atragă din nou atenția. Cum răspunzi unei persoane, cum îi te adresezi, în ce cadru, în ce context, unei persoane care știi că a păcătuit, se luptă cu păcatul. Te duci public, o scoți în față, cum au făcut fariseii, sau în intimitate, într-un anumit cadru, găsești contextul și începi să-i spui. S-ar putea ca să ai o problemă, dacă este asta problema. Să ajungi la adevăr, pentru că, de fapt, în această scenă care este de teatru, sper să scrie cineva o piesă de teatru pe asta, participanții sunt cărturarii și farisei, este Hristos, este femeia, este absentul care făcea parte din păcat, da? Și modul în care Hristos aliniază succesiunea derulării dialogului și, cum spui, Lavinia, uneori suntem în situații de flagrant, tu ca și avocat, eu ca și medic și ca și terapeut, și să pot să am înțelepciunea să derulez succesiunea evenimentelor și să fiu preocupată ca și Hristos de om, de esența umanității, pentru că Hristos, și aici nu este ceea ce uneori îmi place să atac, iubirea necondiționată, că Dumnezeu ne iubește oricum și ne iartă oricum, nu oricum, pentru că ei spune, în realitate, unde sunt pârâșii tăi? Da? Interesante întrebările. Unde sunt? Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Iisus avea răspunsul la aceste întrebări, era evident. Dar era evident acolo, dar o întreabă pe ea, ca de fapt să convingă ea. S-o pună pe ea să conștientizeze că uneori în această tensiune teribilă, femeia și-a așteptat pietrele. Da? Unde sunt? Nimeni nu te-a osândit? Și Hristos după aceea spune, nici eu nu te osândesc, du-te. Dar să nu mai păcătuiești. Deci nu oricum. Aici subliniază magistral cumva importanța dintre iertare, pentru că necondamnarea
ne sugerează nouă că ea este iertată de păcate. Deci, dintre iertare și păcat, nu poate fi confundat iertarea cu toleranța. Dacă n-ar fi fost aceste cuvinte și să nu mai păcătuiești, doar du-te, cred că am fi avut o mare problemă teologică. Dar în momentul în care spune și să nu mai păcătuiești, Iisus este consecvent legilor care? Legilor cerești. Până la urmă aici este o discuție între legile pământești și legile cerești. Întotdeauna observăm că Iisus acționează într-un alt mod decât dreptul pământesc, oricare ar fi el iudaic sau roman, pentru că el nu este din această lume. Și aplică alte legi. Și aceste legi ar trebui pe noi să ne preocupe și să înțelegem că o lege pământească este imperfectă și că legile lui Dumnezeu, da, nu funcționează după legile pe care noi oamenii le facem. Pentru că mintea noastră nu poate să cuprindă legile lui Dumnezeu. Iisus spunea că el n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Legea cerea clar, legea lui Moise, că această femeie să fie omorâtă. El când o iartă, nu încalcă această lege, ci plătește, achită prețul integral al vinovăției ei. Pentru prin urmare, că o împlinește exact așa cum a susținut. Pentru că, din nou, acest episod va conta la dosarul lui Iisus Hristos, la dosarul întocmit de farisei și cărtura. Dar dragostea aceasta răscumpărătoare nu se încadrează legilor omenești. Și în acest context vorbeam și de Maria, da? Iată răspunsul unui pământean care face un gest de dragoste care nouă ni se par extravagant, iar Iisus a fost un non-conformist din punctul acesta de... Și a făcut un gest anticipativ și profetic. Apropo de condamnare. Și apropo de pentru ce a venit el în lume. Nu știm și ne putem lansa în tot felul de speculații, că așteptându-ți moartea, probabil că se ruga, poate că făcea ceva, nu știu ce făcea femeia, după cum ar fi foarte interesant să găsim, poate în apocrife, ce s-a mai întâmplat cu personajele acestea. Apropo, în istoria lui Hristos, în răstignirea care a urmat, în faptul că mare parte din cei care au fost subiecții intervențiilor lui au fost manipulați ca și masă de manipulare de cărturari și de farisei, dar Hristos se duce din nou și din nou la esență. Deci el este prezent, el scrie, da? Dar e acolo, nu fuge scriind pe pământ, ci este acolo. Toți ceilalți, foarte probabil că se cercetează și pleacă lași și rușinați, că niciunul nu era fără păcat. Da. Și dacă le dăm o notă bună, probabil că s-au cercetat, probabil că știau legea. Probabil că s-au cercetat, dar din nou aici este un aspect al ipocriziei. Dacă ne uităm cum s-a ajuns la acest episod, acești farisei exploatează această femeie pentru a-și atinge scopul, exact, să-l prindă pe Iisus. Și atunci, o altă lecție pe care o putem învăța, și trebuie să recunoaștem că există orgolii care dau naștere la tot felul de dispute. Teologi, profesioniști, da, din diverse arii de activitate. Cum, ce atitudine avem? Cum acționăm? Folosim orice mijloc pentru ne atinge scopul? Deci este scopul, scuză, mijloacele, apropo de modul în care au acționat farisei. Dar farisei, acest modus operandi al fariseilor se repetă în toate evangheliile. Ei, de fapt, întind capcană lui Iisus, exploatează pe oameni tocmai pentru a-și atinge scopul, să-l vedem eliminat, să-l vedem condamnat. Dar erau, că acum o să ne ocupăm de cărturări și de farisei, dar mă gândesc la rândul lor în ce confuzie și cât de contrariați erau de prezența lui Iisus și de tot ce făcea Hristos. Deranjați, contrariați, răsturnate filozofiilor lor de viață. Și asta se vede, numai că în loc, unii se cercetează, da, unii se duc noaptea la Iisus, da? Dar alții preferă să rămână în poziția în care contestă și întind capcane și, cum spui, mai ales celor care sunt în poziții de putere, exploatează, abuzează, că ei, da, de fapt abuzau
de autoritatea pe care ei o aveau. Autoritatea pe care o avem, indiferent de zona în care suntem. Noi, Lavinia, suntem în poziții de putere, desemnate ca atare, prin profesiile noastre. Cum folosim ceea ce avem și dacă reușim cumva să stăm pe inima lui Hristos, pe autenticitate, pe adevăr. Da, și mai este o problemă aici la care ar trebui întotdeauna să luăm aminte. Păcatul și legea, fapta și sancțiunea din punctul de vedere juridic, dar sufletul, problema de suflet, de inimă, de mântuire, astea sunt într-o altă zonă. Și la asta cumva ar trebui să încercăm și să nu obosim, să avem acces. Și să înțelegem că un om poate să fie iertat, este iertat de păcat de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că exclude neaplicarea legii, exact. Că exclude înlăturarea răspunderii lui. Deci sunt două lucruri diferite, de aceea spun, este perspectiva cerească spre care se înalță și unde se îndreaptă sufletul și dreptul și împărăția aceasta pământească unde noi ne ducem în partea existența. Și încă o dimensiune legată de tăria discursului. Ce discurs incredibil! Fariseii care erau atât de bine articulați în toată ziua, asta făceau, roteau cuvinte. Nu e singura capcană pe care au întins-o. Și cu, și cu Biru și cu Cezarul, toate, orice răspuns ai fi dat, picai prost. E bine, Hristos are un răspuns la care nu au nicio replică acești pricepuți, dar în ziua judecății refuză să-și folosească această putere. N-ar fi putut și atunci să pună un cuvânt și să îi dea peste cap pe Pilat și pe toți judecătorii, să îi lase fără nicio replică. Categoric, da, se vede că avea. Din tot ce a susținut aici, cât a zis? O afirmație? O afirmație a întors pe toți. O simplă afirmație, n-a ținut un discurs, nu le-a adus argumente, nu le-a explicat legea. A pus câteva întrebări, a făcut o afirmație realmente cu o valoare de introspecție. Un singur cuvânt, atunci când spunem că e putere în cuvintele pe care le rostește Dumnezeu, realmente e putere. Și despre Hristos se spune că El vorbea ca unul care avea putere. Iar când vom avea cândva și partea cu dialogurile cu Pilat, cu Irod, cu autoritatea seculară, vom vedea că de fapt Hristos știa cine este și de ce a venit și unde se duce. Ori, pentru femeia aceasta, mă gândesc că Hristos era în acel exercițiu al iertării, al mântuirii, al restituției pe care îl face la diverse nivele și în diverse moduri. Și asta trebuie, zic, în biserică, în profesiile noastre, să încercăm cumva să atingem zona esențelor, zona adevărului, dincolo de alte împachetări, să spunem, culturale, sociologice, să vedem oare ce vrea Hristos, ce vrea Dumnezeu cu mine și cu cel care îmi stă înainte. Și apropo de puterea cuvintelor de care spuneai tu, Cristina, tocmai de aceea se pune accent de la început până la sfârșitul Bibliei pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă adunăm cuvântul lui în inima noastră, aceea este sursa puterii noastre. Sursa puterii de a lupta în diverse bătălii, de a face față conflictelor, disputelor, acuzațiilor. Și de ce nu? Este principala noastră, de fapt. Și de ce nu de a aduce lecuire prin adevăr? Pentru că, de fapt, adevărul și adevărul întrupat, Hristos este cel care vindecă. Și e nevoie de atâta vindecare în lumea care noi o vedem cât este de schingiuită în fel și chip. Hristos spune clar, misiunea lui este să mântuiască ce e pierdut, nu să judece. Va veni momentul în care va fi judecător, dar în postura în care el a venit a fost, vin să recuperez ce e pierdut. Și asta nu înțelegeau farisei. Asta este misiunea noastră, a bisericii, fiecare dintre noi. Da. Nici nu ni se dă dreptul să judecăm, nu ne este dreptate, exact, nu ne este rezervat nouă dreptul acesta. Noi ar trebui doar să fim axați pe misiunea pe care ne-a lăsat Iisus, să recuperăm
asta e misiunea. Hai să mă duc după cei pierduți. Hai să văd unde s-a pierdut omul ăsta. Care e punctul lui de frângere? Unde să-l aduc înapoi acasă? Nici vorbă să-l tratez cu superioritate, să-i arăt cât de bun sunt eu, cât eu nu am căzut precum acest om. Sunt foarte multe lecții care le învățăm. Foarte multe lecții și poate una dintre ele pe care eu iubesc să o amintesc în întâlnirile mele de cabinet. Hristos spune și îmbrățișează adevărul, spune, bine că nu te-au linșat, du-te, spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Deci trebuie să rămânem în contact cu realitatea întreagă în care păcatul este o prezență, ispita este o prezență, necazul este o realitate și pe care versant stăm, dar trebuie să îmbrățișăm întreaga realitate. Încheiem aici, doamnelor. A fost o plăcere să povestesc cu voi. Discuțiile acestea sunt constructive și cred că pe noi ne inspiră și ne echipează, dar sper că și pentru cei care ne-au urmărit. Ne reîntâlnim data viitoare. Toate cele bune! Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.